Ajutoare bănești pentru vârstnicii din municipiul Botoșani cu pensii mici. Cererile în vederea acordării etichetelor sociale se depun de ieri la sediul Direcției de Asistență Socială. La cerere, solicitantul trebuie să atașeze copia actului de identitate și cuponul de pensie din luna anterioară. Acestea se acordă de două ori pe an, înaintea sărbătorilor pascale și înaintea sărbătorilor de iarnă, vârstnicilor care au pensii până în 1148 de lei. Valoarea unei etichete este de doar 100 de lei, însă bătrânii cu pensii mici spun că orice ajutor bănesc, indiferent de cuantumul lui, îi ajută. Cererile pentru acordarea acestor tichete sociale au început să fie depuse încă de ieri la sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Botoșani. Sunt deja peste 30 de cereri venite din partea vârstnicilor cu pensii mici. Pentru pensionarii sistemului public de pensii, care se încadrează într-un limită de venit de 1148 de lei pe lună. Condițiile de eligibilitate nu s-au modificat deocamdată. Și în conformitate cu hotărârea de Consiliul Local 288 din 2016, așa cum a fost ea modificată prin hotărârea 156 pe 2022, cererile trebuie întocmite de copia actului de identitate și cuponul de pensii din luna anterioară. Urmând ca verificări suplimentare, dacă este cazul, să le facă personalul propriu în Patrinver, în aplicația Patrinver. S-au depus deja. Cererile se primesc de luni până vineri. Se instrumentează în ziua de vineri și în lunea următoare transmitem borderul și pot fi ridicate. Deci, începând cu data de 13, o să eliberăm primele etichete, efectiv. Bătrânii cu pensii mici spun că își drămuiesc fiecare bănuț și se străduiesc ca veniturile să le ajungă de facturi, pastile și tratamente, mâncare și îngrijirea locuinței. Și atunci, orice sumă primită le este de folos în aceste vremuri în care scumpirile se țin lanț. Eu zic că sunt binevenit, oricum, cât de puțin, dar este binevenit. Nu? La situația. Situația care este în ziua de azi, nu vedeți, nu se acoperă ceea ce, ce s-au ridicat prețurile care așa, dar oricum, sunt buni. Ajut, nu mult, foarte mult, pentru mine, că am pensia mică. Ajut. 100 de lei? Deci, faci cu 100 de lei, nici pentru medicament, nu ne-a jucat, cum chiar de la doctorit să vin. Binevenit, vreau să te bagi capul nostru. Da, am muncit 25 de ani pe autobuz și prin mine și prin șantierul naval, prin Galați, prin la șuruburi și am 15 milioane pensii. Și îi stau la guvern, dorm acolo și au 38 milioane în 4 ani pensii, pentru că stau în Parlament. Ei sunt bogați, dar și noi nu ne trăim de pe o zi pe alta. Uite, mă duc în piață, acum ce pot să iau și eu de mâncare. Dar trebuie să dai 100 de lei și vine înapoi cu un sfert de pungă. Fondurile necesare acestui program social implementat de Municipalitatea Botoșeneană sunt asigurate de la bugetul local. În primăvara acestui an au primit tichete sociale 368 de pensionari botoșeneni. Acum autoritățile estimează la peste 400 de cereri pentru acordarea acestor tichete. Tichetele vor putea fi ridicate de la sediul Direcției de Asistență Socială începând cu data de 13 noiembrie, zilnic, în intervalul orar 8:30-16:30.